Pășcăne revoltați în această după-amiază pe personalul medical de la ambulanță pentru că a venit cu întârziere la un căzut în stradă. Ei spun că bărbatul, cunoscut ca și cerșetor, ar fi avut o criză și dintr-o dată a căzut din picioare, rămânând întins pe asfalt câteva minute bune. Momentul s-a petrecut pe strada Eugen Stamate din zona de-ala orașului în această după-amiază, în jurul orei 14. Domnul! Ce-ți bine? Domnul! Soția l-o cheamă, îți lapisești. Mi-a lăsat un pic. Gata, o trimă! Are mult. Da, între trei două. Până la sosirea unei mașini de ambulanță, trecători au verificat dacă bărbatul are puls, iar doi dintre aceștia au sunat la 112 pentru ajutor. Acest bărbat spune că îl cunoaște din vedere și că atunci când îl vede cerșind, îi mai dă câte un leu. El spune că tânărul din Cristești are 20 de ani și că cel mai probabil a leșinat pentru că nu a mâncat de câteva zile. Seara i-am dat un leu, azi dimineața i-am mai dat un leu. Nu se alimentează, părerea mea. Dar cerșește și nu mănâncă. Părerea mea, vizual, văzând. De cât timp stătea acolo? Ați sunat dumneavoastră la ambulanță? Colegul. 19 minute. De când am apărut eu și a apărut salvare. Ne-am coordonat un băiat, s-a dus în colțul intersecției de sus. Eu m-am dus la intersecția de jos, din care parte vine mai repede, se poate fi salvat. Între două spitale, unul fiind CFR și unul municipal. Prezența unei ambulanțe cu întârziere la acest caz s-a datorat și faptului că mașinile medicale erau prezente la alte solicitări. Menționăm că în ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe persoane care leșină în stradă, iar spiritul civic al pășcănenilor încă există. Astăzi s-a desfășurat prima zi a examenului de bacalaureat la limba și literatura română, iar subiectele au fost ușoare față de anii trecuți, spre bucuria tinerilor absolvenți de liceu. Păi, Ion Creangă, George Călinescu, am scris despre Vasm Cult. La primul subiect, elevii de la ambele profile au avut de analizat un text dramatic conform mai multor cerințe, prin care au fost verificate cunoștințele generale acumulate în timpul liceului. La al doilea subiect, cei de la profilul uman au avut de realizat un text argumentativ despre rolul scriitorilor în societate, iar cei de la profilul real sau tehnic despre importanța practicării unui sport la orice vârstă. Importanța practicării unui sport indiferent de vârstă. A fost ok. Ce nu? Sper că nu. Să ajung la nou. Nici ultimul subiect nu le-a dat bătăi de cap elevilor care au avut suficiente posibilități pentru a reuși să obțină o notă frumoasă la prima probă a acestui examen. Cei de la profilul real au descris particularitățile construirii unui personaj în operele unuia dintre marii scriitori studiați, la alegere dintre Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda, iar cei mai mulți au ales basmul. Au fost foarte ușoare subiectele. Ai chiar... emoții? Nu, nu prea am avut emoții. Deloc? Deloc. Și ce notă crezi că este? Păi nu știu nota care o voi lua. Acum știu că m-am descurcat destul de bine. Să vedem notele. Debe așteptăm să vedem notele. Pe lângă modalitățile de descriere ale personajelor din opere ca Enigma Otiliei, Moromeții sau Harap Alb, prezentate de elevii de la profilele reale sau tehnice, elevii de la profilul uman au avut un grad ușor mai ridicat de dificultate, deoarece au fost în situația de a descrie relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat. A fost ușor, a fost un subiect destul de ușor, nu mă așteptam, la ceva mult mai greu, cum ar fi poezii sau ceva. Dar a fost un subiect ușor, am avut de făcut un eseu despre relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat. La eseu argumentativ despre rolul scriitorilor în societate,
iar subiectul unui interpretare pe text, ușor, oricum. Astfel, de la George Călinescu, pe lângă Enigma Otiliei, au putut alege și Mai trei, ca roman al experienței, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu, romanul Ion al lui Liviu Rebreanu sau Baltagul de Mihail Sadoveanu. În clasă cu ea a fost ok. Da, nu ne-am așteptat. Ați avut emoții? Înainte. Da și nu, înainte, da, până am aflat subiectul. Și l-ați văzut? Păi, a fost ok, am rezolvat. Da, am avut noroc, a fost la liber alegere. Adică, da. Roman interbelic. Romanul interbelic Ion. Ion am ales. Mi-a scris Mai trei. În concluzie, a fost ok. Sperăm că va fi și în continuare. Și absolvenții colegiului Ștefan cel Mare din Hârlău sunt de aceeași părere, că subiectele au fost accesibile datorită multiplelor posibilități, sperând să obțină rezultate bune. Subiectul a fost abordabil, a fost foarte ușor. La subiectul 1 am avut gen dramatic și a fost destul de simplu. Subiectul 2 a fost despre importanța sportului, ce este foarte un subiect tabu zilelor noastre. Iar la subiectul 3 am avut de ales între 3 autori, ceea ce a fost super simplu. Procentul de prezență la această probă a examenului de bacalaureat a fost aproape de 100% în Pașcani și Hârlău. Așadar, există șanse mari și datorită accesibilității subiectelor ca anul acesta promovabilitatea să fie mai mare decât anul trecut. Profesorii de limba și literatura română spun că proba de anul acesta a fost de nivel mediu, iar șansele de reușită ale elevilor cu o pregătire minimă sunt foarte mari. Subiectele care au fost date astăzi la prima probă a bacalaureatului au fost accesibile atât la profilul real cât și la profilul uman. Candidații, din câte am discutat eu cu ei, s-au prezentat, au fost chiar încântați de aceste subiecte, au fost de o dificultate medie, astfel încât cred eu puteau fi făcute de orice copil care s-a gândit și a dorit să abordeze cu seriozitate aceste examenate. Din cele 13 centre de examen unde se desfășoară probele de bacalaureat, 3 sunt în Pașcani, 1 în Hârlău și 1 în Târgu Frumos, însă lucrările se vor corecta anul acesta în alte județe. Prețul de producție al căldurii la Pașcani va fi majorat cu 20%. Deocamdată, măsura nu va afecta populația, diferența de preț urmând să fie acoperită din bugetul local. Măsura a fost avizată de comisiile de specialitate și urmează să fie aprobată în plenul ședinței programată mâine de la ora 10. Cred că se rămâne prețul, că nici la anul nu cred că pășcănenul duce mai bine, cum se vede. Atunci, probabil, o să trebuiască să menținem prețul de facturare, dar să mărim subvenția și dacă cumva de la guvern nu o să mai primim nimic, din bugetul local, probabil că va fi foarte greu. Da. Insistăm pe reducerea pierderilor prin măsuri pe care să le luați dumneavoastră. Conducerea societății a arătat că prețul căldurii nu a mai fost majorat din anul 2008, deși de atunci a crescut atât TVA-ul cât și cheltuielile cu gazul metan. Spuneați și dumneavoastră pierderea din partea de unitate principală termică se datorează cu precădere diferenței de, sau mă rog, neacordării tarifului. Colegul meu spunea că din 2008 nu a fost actualizat și așa este. Funcționăm cu același tarif de foarte mulți ani, în condițiile în care toate celelalte tarife au explodat, ca să nu spun altfel. În același timp, reprezentanții RAGC le-au solicitat consilierilor să păstreze nemodificat prețul de facturare la populație și au oferit o alternativă pentru ca diferența de costuri să fie acoperită din subvenții guvernamentale. Prețul actualizat este cu 20% mai mare decât cel din 2008. Referitor la proiect, noi când am plecat pe fundamentarea prețului de producție, am și solicitat și am rugat să nu se modifice prețul de facturare la populație, pentru că nu avantajează pe niciunii, deci nici pe noi, crescând prețul, evident, cetățenii se vor gândi sau abonații se gândesc serios dacă nu există altă variantă mai ieftină. Nu există și pentru cetățeni, pentru că ar trebui să scoată mai mult, să plătească mai mulți bani pentru energia termică și nici pentru administrația locală. Acum, e clar că prin modificarea prețului de producție și păstrarea prețului de facturare, ar crește subvenția pe care administrația locală ar trebui să o plătească. A
Administratorul public a precizat că primăria va face un astfel de demers pentru suplimentarea subvenției la căldură, așa încât populația să nu mai simtă majorarea de preț. Efortul bugetar suplimentar ar fi de aproape 1 milion de lei pe an. Doamna directoare economică de așa a făcut aceste previziuni, dacă era la modul de calcul conform proiectului de hotărâre, diferența de subvenție era doar de 200 și ceva de mii de lei, păstrând prețul de facturare și așa cum este prezentat și bugetul de venituri de cheltuieli, diferența de subvenție este de 925 de mii de lei. Deci noi o să facem aceste demersuri către guvern ca să putem să obținem cei 900 de mii de lei. Poate obținem și o sumă mai mare, cum am obținut anul trecut, în jur de 11 miliarde, și putem scădea și prețul la facturare, iar dacă nu, vom veni cu o rectificare în bugetul de venituri și cheltuieli, ori vom mări subvenția, ori vom umbla la prețul de facturare. În momentul de față, prețul de producție al unei gigacalorii este de peste 322 de lei și va fi majorat la 391 de lei. Pentru populație, prețul de facturare va rămâne același de 265 de lei, în timp ce societățile comerciale vor plăti tariful nesubvenționat. Menționăm că regia locală de termoficare a înregistrat anul trecut pierderi de 2,7 milioane de lei, majoritatea din cauza datoriilor istorice la bugetul de stat. Zi de mare bucurie la bisericile cu Hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Două biserici din zona Pașcane, o biserică din Târgu Frumos și una din Deleni Hârlău, care poartă numele acestor sfinți, au fost astăzi îmbrăcate haine de sărbătoare, iar la slujbă s-au adunat cu această ocazie sute de credincioși. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că am ajuns la sărbătoarea cea mai importantă din parohia noastră, sărbătoarea Hramului a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, patronii și ocrotitorii parohiei Sadoveni, protopopiatul Pașcani. Biserica din Sodomen, spre exemplu, a devenit astăzi neîncăpătoare pentru creștinii care au venit să participe la marea sărbătoare, să se închine Sfântului și să asculte cuvântul de învățătură rostit de preotul Mihai Dascălu. După cum se știe, biserica aceasta este veche, este construită după ce una dintre bisericuțele făcute de strămoșii noștri a ars din lemn, între 1864-1867, bunii și străbunii noștri, în frunte cu Eroschi, monahul Calistru de la Schitul Brătești, au auzit această biserică, ajutat de soborul de călugări și de cetățenii acestui sat. Așa cum se obișnuiește înainte de marile sărbători creștine, aseară a fost susținută pentru pregătirea acestei zile de sărbătoare o slujbă de vecernie. S-a refăcut, iar în 1975 s-a pictat în stilul acesta unic în țară, pentru că este pictura originală de pictorul Pascu din Focșani. În 3 luni de zile s-a făcut această pictură și este apreciată pentru densitatea, vedeți numărul de personaje pe metru pătrat, ceea ce este specific acestui pictor. Biserica din Sodomen datează de aproape 150 de ani, fiind o bijuterie a artei bizantine prin pictura interioară păstrată intactă, cât și prin catapeteasma podobită recent după canoanele bisericești. Astăzi ne bucurăm de toate și de toți, ne bucurăm și suntem în comuniune cu vii și cu morții, pentru că mai întâi am făcut Sfânta Liturghie, unde ne-am împărtășit și noi preoții, în sobor de preoți, și apoi s-au împărtășit credincioșii în numele celor tuturor creștinilor din acest sat, și apoi am săvârșit pomenirea morților, după care urmează agapa frățească pe care o oferim tuturor pelerinilor care ne-au vizitat astăzi. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cei mai importanți mesageri ai religiei creștine, indiferent de confesiune, fiind cei care au răspândit credința creștină în toate colțurile lumii, întemeind comunități și transmițând mai departe învățătura lui Iisus Hristos. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt primii și cei mai însemnați dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului. O să încep cu Petru, care a fost cel din tâi chemat cu fratele său Andrei, pescar din Betsaida, Galilei, din Galileea. Moartea lui martirică a fost în acea zi, pe 29 iunie anului 67, motiv pentru care creștinii îi sărbătoresc o dată, pentru că este ziua în care aceștia s-au jertfit pentru apărarea credinței. Dar ce este important este că după primirea Harului Sfântului Ilea cuvântul și se botează în ziua cinzecimii ca la 3.000 de bărbați, de suflete. Se
se formează prima, să semnează actul de naștere a bisericii creștine. Deci Petru este cel care vorbește în numele celorlalți apostoli. Și astăzi, în Evanghelia de astăzi, când a fost întrebat cine spun oamenii că sunt eu, Petru a luat cuvântul, nu că era mai mare, că între ei era egalitate, dar el era cel mai bătrân. Exista respectul acesta. Și cine zic oamenii că sunt eu? Și ia Petru cuvântul și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Menționând că în această zi care marchează și terminarea postului dedicat celor doi martiri creștini, își sărbătoresc hramul și alte biserici din zona noastră, precum cea din Cristești sau Poiana de Len, cât și o biserică din Târgu Frumos. Au fost stabilite ultimele detalii privind organizarea sărbătorii orașului, eveniment ce va avea loc în acest sfârșit de săptămână pe stadionul din Pașcani. Astăzi, în ședința de organizare a zilelor municipiului Pașcani, s-a stabilit ce străzi vor fi restricționate sau nu traficului rutier, dar și despre contractele pe care le vor încheia agenți economici care vor fi prezenți în cele trei zile de distracție. În zona Ștainei vor fi montate 60 de garduri, iar începând de miercuri, strada stadion va fi închisă traficului rutier. Tot în comisie s-a decis ca o bandă din centrul municipiului Pașcani să nu mai fie închisă în perioada 3-5 iulie. Noi suntem așa cum suntem, vom lăsa bariera jos. Bariera, exact. În fiecare zi? Da. Și vine și sâmbătă și duminică, mai așa avem. Am întrebat la prezentare nici azi, nu? Doamna Vasulai, ce doar? Dar asta n-am vorbit, dar. Bariera de ce? Nu mai o secundă. Uite, astăzi. Domnul Vecea, apropo de închiderea aceasta a Pieții Casei de Cultură pentru programul acesta, vom lăsa bariera jos, vom închide zona la Casa de Cultură. Vă propunem ca în weekend-ul de la zilul orașului să nu mai închidem sensul pe partea dinspre poștă. Știți că anul trecut au existat tendințe de blocare a circulației, mai ales sâmbătă și duminică, au existat tendințe de blocare a circulației. Erau pozitive de Agenții economici trebuie să știe că vor fi verificați de o comisie formată din reprezentanți ai primăriei Pașcani, reprezentanții Ecosalubritatea și poliția locală și să aibă documentele în regulă, că trebuie să încheie contracte direct cu cei de la E.ON pentru partea de electricitate, dar că vor trebui să încheie contracte și cu Salubritatea. Știți că există această... Da, avem cu cei de la taxe impozite locale care vin pe teren și verifică în același timp. Au sarcina asta să verifice. Dacă au contract, după ce am repartizat terenurile, da? Le-am conform contractului încheiere și chitanțelor plătite, cei de la taxe impozite vor analiza una, două persoane care vor veni timpul zilnic de vineri, să învăță și să verifice pe la documente dacă vreau să spun că, de că nu pot să-i verific eu pe toți acum. De regulă, la zilele orașului, deci mici comercianți, că știți că în țară cunosc aceste evenimente și acest mici comercianți câteodată scapă la taxare. Rugămintea mea este să există... Interesul nostru să-i încasă în bani. Eu de aceea am spus da. Să există un taxator de serviciu. Menționăm că astăzi au fost prezență Vasile Axinte, președintele Comisiei de Organizare, Ștefan Popa, șef gospodărie comunală, Vasilea Vasiloaie de la Poliția Locală, consilierii locali Codrin Tom, Adriana Donda și Ioan Danu, Vasile Bălău, Cristian Menegon, consilier cabinet primar, reprezentantul secției de jandarmi din Pașcani, Mirela Ancuța, compartiment sport-cultură, Bogdan Mandric, director CSM Pașcani, Eduard Dumea, director SC CLP Ecosalubritate și Dana Calistru, director Casa de Cultură. Bătuți, căzuți din copac sau căruțe, dar și tentative de suicid. Acestea sunt doar o parte din cazurile de care s-a ocupat personalul medical în weekendul ce tocmai s-a încheiat, din cele aproape 100 de persoane care au cerut ajutorul personalului specializat de pe ambulanță și de la compartimentul de primiri urgențe din incinta Spitalului Municipal Pașcani. În cursul găzilor de sâmbătă și duminică, în compartimentul de primiri urgențe au fost aproximativ 100 de prezentări. Mai deosebite au fost cazurile de policontuzionați prin agresiune sau prin cădere. Sâmbătă, un bărbat de 30 de ani din Ciohorâni, policontuzionat prin cădere la înălțime, cu traumatism craniocerebral, cu pierderea stării de conștiință și cu amnezie retrogradă și contuzie toraco-abdominală, care a refuzat transferul la clinica de neurochirurgie, i-a așa plecat la domiciliu.
De exemplu, un bătrân în vârstă de 76 de ani din Băurene a ajuns la Spitalul Socola din Iași pentru consult psihiatric după ce a încercat să se spânzure. El se afla sub influența băuturilor alcoolice și a fost salvat în ultima clipă de către rude. Un alt caz a unui pacient de 76 de ani din Băureni cu tentativă de suicid prin spânzurare, care a fost dirijat conform procedurii la clinica de ORL, de neurochirurgie și în final pentru consult psihiatric la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași. Cu numeroase dureri la mână, spate și abdomen a ajuns și un bărbat în vârstă de 43 de ani din suburbia Găștești după ce a căzut dintr-un cireș. Pentru investigații medicale suplimentare a fost transferat la neurochirurgie Iași. E un bărbat de 43 de ani din Găștești, policontuzionat prin cădere din cireș, contuzie de coloană cervicală, contuzie de toraco-abdominală, contuzie de braț drept, care a fost dirijat la neurochirurgie Iași. Un alt caz prezentat de medici este al unui bărbat din Pașcani în vârstă de 56 de ani, care avea numeroase traumatisme la cap, dar și la abdomen în urma unei agresiuni. Polițiștii continuă acțiunile în scopul prevenirii comiterii de infracțiuni, precum și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. În acest sfârșit de săptămână, agenții de poliție au dat 10 de amenzi, valoarea lor fiind de peste 10.000 de lei. Și dacă a fost weekend, polițiștii au verificat și barurile și discotecile din Hârlău și zonele apropiate. În noapte de 26 spre 27 iunie, între orele 18.02, polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârlău și secției 9, Poliție Rurală Hârlău, au acționat pe raza de competență pentru menținerea climatului de siguranță publică în zona discotecilor, barurilor și altor unități similare, în scopul prevenirii comiterii de infracțiuni, precum și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost controlate 30 de unități comerciale, fiind verificate 68 de autovehicule și legitimate 119 persoane. Au fost testate alcool scopic 15 persoane, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, dintre care 12 la legea 61/1991 și 19 conform OUG 195/2002. Valoarea sancțiunilor este de peste 10.000 de lei. Pentru că a făcut scandal și a înjurat o femeie ca la ușa cortului pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri, un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost amendat de către polițiști cu suma de 500 de lei. Cu aceeași sumă a fost amendat și un bărbat în vârstă de 25 de ani pentru că vindea păsări vii în locuri neamenajate. Un altul a rămas fără certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru că avea ITP-ul la mașină expirat. Spre exemplu, la data de 27 iunie anul curent, la ora 19 a fost sancționat cu amendă de 500 de lei, conform legii 61/1991, un bărbat de 39 de ani, întrucât pe fondul consumului de băuturi alcoolice a provocat scandal și a adresat injurii și cuvinte jignitoare unei femei din aceeași localitate. Tot la sfârșitul săptămânii a avut loc și un accident rutier pe DN28A în afara localității Costești. Șoferul, un bătrân în vârstă de 81 de ani, a pierdut controlul asupra direcției autovehiculului și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii de la Târgu Frumos au fost sesizați prin apelul de urgență 112. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și a pasagerei din mașină. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului rutier. Bucurie maximă pentru fotbaliștii juniori A1 de la Clubul Sportiv Municipal din Pașcani. Aceștia au reușit să câștige meciul împotriva jucătorilor de la FC Beiuș din Mihor cu scorul final de 4-1 după cele 90 de minute de joc. La pauză, scorul a fost de 2-0. Așadar, campionii României sunt jucătorii din Pașcani antrenați de Șerban Neamțu. Suntem pentru a doua oară consecutiv în finală. Anul trecut am ieșit vicecampioni. Iată că munca noastră de încă un an de zile s-a concretizat în câștigarea titlului la această categorie. Competiția s-a desfășurat vineri seara, de la ora 18. Semifinala și finala campionatului s-au jucat la București. A fost un turneu destul de greu în care au participat cele mai bune 4 echipe din țară la juniori A1. A fost un meci destul de greu în finală, însă am reușit să câștigăm cu scorul de 4-1. Pentru performanța lor, fotbaliștii pășcăneni au fost premiați. Teodor Ignea a luat premiul pentru cel mai bun jucător al finalei, iar Angel Băiceanu pentru cel mai bun portar. Iar premiile competiției au fost cel mai bun portar Angel Băiceanu, coechipierul meu,
Iar cel mai bun jucător am ieșit eu. Ne simțim destul de bine. A fost o competiție grea, însă datorită antrenorilor care ne-au ajutat în acești ani, am reușit acum la sfârșit să încheiem ca niște campioni. Pentru anul nu se știe. Eu nu am semnat cu nimeni, am terminat junioratul aici la Pașcani, să nu se știe ce va fi. Așteptăm. Golurile finale au fost marcate de către Teodor Ignea, Dumitriu și Buduroi.